Oameni buni, șef Haddad s-a întors de curând din Israel, a fost acasă și și-a revăzut părinții după mai bine de un an și jumătate. Vreau să vedem puțin din această emoționantă întâlnire, iar apoi șef Haddad vine cu povești. Știți că deja e aici prezent în platoul emisiunii, vedem materialul și imediat ne întâlnim și cu el. Asta este prima dată sunt aici în ACO. Tata a venit cu mine acum, se arată mie unde am născut eu, acum 61 de ani. Chiar dacă azi casa în care s-a născut nu mai există, șef Haddad a vizitat împreună cu tatăl său locurile în care a copilărit. O experiență care i-a mișcat pe amândoi. Aici este de biserică, biserica arabească, de muslim biserica. Și aici a fost, aici era casa noastră când era noi mic. Da, tata? Caza așa. Așa este, nu? Așa. El și tatăl său de 88 de ani au fost împreună la cumpărături, iar apoi au gătit împreună, așa cum fac de fiecare dată când reușesc să se întâlnească. Suntem aici, în Zichron Iacov, este un magazin de specialitate, de lucru, este foi de viță umplută cu nuci, cu orez, este aici niște brânzetu. Este o enobunie întreagă. Haide, vine cu mine. Sunt aici cu tatăl meu și cu Lipaz. Ea se face filmare. Facem o mâncare. Este șnițel de curcan cu condiment. Ce place tata să face așa. Uite-te cum face el așa. Aruncă tot așa. O dată una, când vine acasă lui tata, îmi place să învăț, să gătesc și șnițel, cum face el, crede-mă, nu există. Șnițel e ușor să face, dar gustul ce are în mâna lui, da, este extraordinar. Să dea Dumnezeu lui sănătate. Luna trecută i-a plinit 88 de ani și încă el este în bucătăria, gătește fiecare zi. Dacă ia pe el de bucătăria din mâna lui, mai bine se termin viața lui. Așa sunt eu, că vin la el acasă tot timpul cu el, până gătim fiecare zi prânzul și din seara. Lipaz, fiica cea mică a lui șef Haddad, a intrat și ea în bucătărie și a învățat să facă prăjituri. Apoi s-a dus împreună cu tatăl său și acasă la bunica ei, care îi aștepta și ea cu masa pusă. Acum intrăm la bunica în casă, n-am văzut-o un an am văzut-o și mi-a plăcut dor de ea, Doamne, deci... Discute eu pe Eretz Israel. Spune limba română și... Vai, vorbit un pic, nu știu rupa niște, nu. Mama astăzi, care a venit cu Lipaz acasă, i-a gătit niște pește, se spune pește marocan. Este ceva extraordinar. Ima ze humus? E humus. Humus și? Pește. Pește alb. Tari. Proaspete. Mama, spune proaspete. Proaspete. Este foarte, foarte bun. Dar spune ceva, mama, de Dimă Roman. Pentru Maruța. Maruța. De la mama din Paz. Foarte tare! Prietenul nostru, șef Haddad, este acum aici să ne spună mai multe despre această revedere emoționantă după un an și jumate aproape de când nu și-a văzut familia. Să-l poftim! Degea vine lacrimi în ochi. Îți veneau lacrimi în ochi? Bineînțeles, da. Dar știi ce am observat eu în imaginile pe care ni le-ai trimis? Că tu ești ca Lipaz când te întâlnești cu părinții tăi, da. Tot copil ești. Da, tot este copilul părinților, contează dacă am 60-70, dacă părinții are 88, tot este copilul lui tata și copilul lui mama. Tatăl tău era la fel bucuros să fie în bucătărie și spunea că dacă iei chestia asta, îl distrugi. Exact. Îl bagi în spital. Exact, 88 de ani, are, și la Dumnezeu sănătate, are niște o putere. Când era acum la el acasă, am stat cu el aproape 2 săptămâni, am dormit la el. O săptămână la el, o săptămână la mama. Pentru că ești între despărțiți. Exact, despărțiți. Și fiecare zi, întreabă dimineața, Iosi,
ce să mănânci astăzi? Zic, tata, te rog frumos, asta vine cu mâncare, ce să mănânc? Bine, o să fac ție pește, odată face pește, odată face șinițe. Fiecare zi e fac altceva, pentru că este un om foarte, foarte, foarte activ. Foarte activ și are niște minte de la, cred, la un băiat de 20 de ani. Îi place să se vorbești, îi place să se lucrează în bucătăria. Dacă este un loc, da, termin cu ea, adică el termina. Deci o săptămână ai stat la tatăl tău și ai mâncat tot ce ți-a pregătit el. Da, și mama. Și ce vreau să te întreb, ați mai merge la pescuit tatăl tău? Eu a fost cu el acum câteva ani de zile. Acum el greu se merge pentru că are probleme cu piciorul, da? Cu genunchii, da? Dar am luat pe el unde a fost noi în acul, unde am născut eu. Așa un pic am plimbat. Asta e prima dată când a fost cu el unde am născut eu niciodată. Când era în Israel. Când era în Israel, eu am muncit acolo niciodată. I-a zis mie, Joseph, haide, vine cu mine în acul unde am născut tu și cu Shlomo. Adică fratele tău. Și? Da. E prima dată. E departe de Ierusalim? Nu, asta e în Haifa, în Acu. Asta da. E în Acu, asta este lângă mare. Este aproape, este în se cheamă Kiryat Bearic, Acu, este aproape de 15 kilometri. 15 km din Haifa. De Haifa. Exact, de acolo. Și apoi de la Haifa până la Ierusalim, aia este, e 100 și ceva. Este 160 de kilometri, face o oră jumătate. Și mama unde stă? Mama stă în Craiot, în Haifa și în Bialica. Adică tata este, mama este aici și încă 2 kilometri stă tata. Și tu erai cu pijamaua când la unul, când la altul. Fac? Da, așa, și se trebuie să împărți, adică pe jumătate. Am conexiune cu tata. Lucrurile extraordinare. Nu contează ce era, când a părțit tata și mama pe anul 72. În 72 s-au divorțat. Da, a divorțat. Era noi mic, dar cu mama asta. Cu mama, dar noi suntem prieteni foarte, foarte ei buni. Ei se mai văd? Mai vorbesc? Ei se mai văd așa, odată la telefon, ce face, adică două vorbe, ce faci tu astea, cum te simți, dar de afară de asta, nu se plecă la cafea, nu. Și nici tu când te duci nu te vezi cu amândoi în același timp. Nu. Știi, religia noastră evrească nu voie, după divorț, nu voie să tata și mama să stea pe aceeași casă, da? Adică și dacă vine invitat. N-ai voie? Nu voie. Adică și dacă ai divorțat și zici, hai să mai vin pe la tine, nu? Nu voie. Asta religia evrească de la noi. Da. Și la mama ta cum a fost? Ai stat o săptămână? Stat cu o săptămână. Știu, mama a căsătorit acum de 30 de ani. Are un soț foarte extraordinar, exact, da, pe aceeași vârstă. Ia mama, ea gătește pentru el fiecare zi. Când a venit eu cu lipaz, trebuie mult efort. Dar i-a făcut niște salatele, odată cuscus, odată cheftele, odată pâine marocană a făcut? Pâine marocană nu poți să faci acolo pentru cuptorul nu primite. Trebuie să peste 30 de grade. Dar a făcut niște frena. Și știi cum este pe vremuri era niște oala electrică, da. cu capac electric. Și acolo a făcut niște pita așa, dar a ieșit foarte bună. Da. Am văzut că s-a bucurat foarte tare când a văzut-o pe Lipaz, că i-a sunat, da, la ușa. Da, și cu Lipaz n-a văzut mai mult de un an și 5 luni de zile, am văzut pe Lipaz și când a fost cu ea, a fost întâlnirea cu ei doi, eu deja nu a putut să abțin, să împreună a fost așa, a fost foarte, 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 foarte bine. Se știe ca părinții, când este pe viața, tot timpul trebuie să ții legătura cu ei, să sun la ei. Dacă aveți timp, nu știu, un weekend, ia avion, zbor acolo, știi cum este, tu nu știu ce o să fi se întâmpla mâine sau poi mâine cu ei. Dacă ei dispară toată viața omului, adică se simte gol. Dacă părinții, tată și mama este pe viață, nu contează dacă este divorțat, tot timpul trebuie să ții legătura cu ei, să dai la ei încă viața, încă o zi, încă o lună, încă un an. Așa spune și noi. Dacă să sun la mama, să spun, Joseph, știi cum este? Cum a vrut cu mine, a dat mie încă una zile de viață. Noi vorbim la telefon. Dacă n-ai văzut-o, ți-a dat multă energie. Da, bineînțeles. Da, și bineînțeles. De asemenea. Da, eu sunt singur de... Nu spun, am două frați.
dar eu sunt singur din două frați, când eu sunt aproape și sensibil. Dacă văd pe mama și pe tata sensibil, dar începem se plâng, vine lacrimi în ochi așa din, nu din dacă este un copil, dacă văd pe părinții cum se bantrănește, încă un an și nu pot să merge, plec la doctor, mă simt așa de rău, se spun așa, ce a spus tu mama, ce aveți durere tu, dai mie. E normal. Pentru că tot ce își doresc copiii este să-și vadă părinții sănătoși. Da. Pentru că și părinții, când sunt în putere, ce își doresc? Să așa fie este. Copiii bine și să fie sănătoși. Așa este. Să dea Dumnezeu la ei sănătate de mult. Asta mă doresc toată viața mea. Nu vreau să trezește o zi, să spună, să se întâmplă ceva. Asta pentru mine este... Tatăl tău are 88 de ani și mama 80, nu? 83, acum se face 84, tata a împlinit luna trecută 88 de ani. Tata e plin de viață. Tata e plin de viață. Și tata nu plec la doctor, are corp foarte, foarte sănătos. Ai zis că are și gândirea de... Are gândirea de tânăr. Mama... Când tata a lăsat pe mama, a lăsat așa, nu spun a lăsat balta, a ajutat pe ea, a cumpărat apartament și a fost cu noi, adică nu a aruncat, doamna ferește. A suferit. Da, a suferit și dacă e căsătorită peste 35 de ani, încă ea se suferă ce a fost pe vremul când era... A iubit mult. Nu mult, foarte mult. Până acum, când spuse tata, deja ea raznăca, adică că a auzit de tata așa, ea raznăca, dar asta... Tatăl tău s-a recăsătorit și el? A căsătorit și am două frați vitrig, am două frați, strigătură cu ei, sunt aceeași tata. Deci relații bune, da. E relația bună, foarte, foarte bună, la telefon și... Câți ani aveai tu când au divorțat părinții? Era eu în bar mitzvah, era 12 ani jumate. Îți mai aduci aminte? Mi-am duc aminte, bineînțeles, când tata am plecat de acasă, a rămas noi, știi cum este, singur cu numai cu mama și mama a plecat să muncească și aduc niște... Să fie mai greu. A fost, pe vremul era greu, pentru că nu găsește așa de muncă cum este acum, munca. A fost greu, pentru că mama tot timpul a stat acasă. Mama nu a muncit niciodată. Păi a divorțat tata și cu mama, da? A divorțat. Mama din dacă nu se poate, nu poți să se muncesc. Și a plecat să muncești la vecină, a făcut acolo curățenia la ei, gătește la ei. Se plăteau fiecare săptămână și banii se intra... Adică dintr-o dată s-a văzut că trebuie să facă ceva, da, ca să vă poată ține pe voi. Da, dar știi, Cătălin, eu când era eu 15 ani jumate, când era eu la școală de bucătar, tot am muncit eu și după și când a fost în armată, am muncit eu, adică ce am muncit eu? Am muncit eu, te face gazon la vecin, gazon, eu cu David, a cumpărat noi, a făcut gazon, pentru noi era banii pentru, dacă nu munceam noi trei frați, adică nu ajung banii, se plătește lumina, mâncare, hainele, tot asta, tot timpul noi a dus banii lui mama și mama a cumpărat ce nevoie, cât putem noi să, cât muncim noi, două-trei zile pe săptămână, măcar ajung câteva șeche la casă, să trăim cum trebuie. Asta a fost vremea de atunci. Dar știu că, Tarin, vremul când era noi, pe vârsta de 16-17 ani, era alta vremă, era mult respect. Mult respect pe fața oamenii, adică față de colegi, pe fața de oamenii mari, înțelegi? Respect de vecini, era cu totul altceva. Era, pe vremea era timp, era mult timp să se face orice. Nu era telefoane, nu era calculatorul, nu era nimic. Nu era Facebook, Instagram. Nu era nimic, era... Aveai timp. Da, nu era telefoane, nu era televizor, nu era nimic. Aveți timp să fac ce vrea. Acum, la ora actuală, știu cum stau acum la restaurant. Știu, cuplu, cu două copii de 14 ani, ei patru pe telefoane. Adică ce viața asta? Nu vorbim împreună, ce se întâmplă? O spun așa, mulțumesc Dumnezeu, ca noi, eu, noi evrei,
vinerea, sâmbătă, îi oprește activitate. Îi oprește activitate și telefoane, televizor, tot. Stă acasă. Vinerea, Lipaze, dai-mi informația de toată săptămâna ce a făcut ea, ce pot să ajut pe ea. Adică aveți timp să stați de vorbă. Avem timp să stau de vorbă cu ea măcar 4-5 ore. Vinerea, 3-4 ore și sâmbătă după sinagoga, încă 4-5 ore. Pe timpul zilei nu am timp. Eu sunt la muncă la ora 9, ea plec la școală, ea pe Zoom, cu totul asta, dar nu am timp să întâlnim. Singura zi este vineri și sâmbătă, adică jumătate de sâmbătă. Da. Te-ai întâlnit și cu vreun prieten șef pe acolo? Ești la o bere? Da, un coleg din copilărie? Am întâlnit cu un prieten meu, Michel, este prietenul meu foarte bun, a fost noi colegi la 15 ani, când era noi la școală de bucătar. Bine, ea a plecat pe alta parte, a plecat pe bucătăria de eveniment, da? Și când plec acolo în Israel tot timpul, eu caute prieteni, când era noi, una a plecat în Belgia, una a plecat în Franța. Dacă nu a rămas multe în gașca mea, dar e frumos să fii. Și știi cum nu a fost un an și când a plecat în Israel, știi cum e, că nu a ieșit din casă. A ieșit o zi în Ierusalim, se vizită acolo pe piața, dar a stat numai acasă, nu am chef să plec nicăieri, nu stau numai cu tata și cu mama să povestim ce era pe timpul de pandemie, când era închis în casă, ce a făcut, ce a mâncat, cum a fost, adică multă vorba. Șef, îți mulțumesc mult, să știi că e o bucurie de fiecare dată când mersi treci frumos. Pe la noi și am văzut imaginele cu mama ta, da. Cu tatăl tău. Asta pe tine. Și îți mulțumesc pentru mesajul de la mersi mama ta. Frumos, Cătării, mersi frumos din suflet. Când te duci acum înapoi în Israel? Acum, uite-te, Lipaz a rămas acolo, a făcut vaccin, dacă este acolo, a zis tata, azi faci vaccin în Israel, dacă sunt acolo un an de zi, o lună de zile, hai te face vaccin. A făcut vaccin și pe 7 mai face a doua vaccin, eu pe 7 plec în Israel, se stă acolo încă un weekend și pe 10, pe 12 se întorce înapoi cu ea, pentru are începe școala și totul ar trebui să... A spus, zic, vezi, gata, făcați, tata, vreau încă, gata. Da, și tu, șef, ai bronzat? Da, acolo a fost 40 de grade. A fost frumos? Da. Șef, shalom și stai sărbători fericite. Mersi frumos. La restaurant merge treaba? Merge, dar nu spun așa. Cum a zis la omul, cum merge? Spune ce de prost. Ce de prost. Merge, dar spun așa. Se dă Dumnezeu se deschizi deja puțin interior, acum vineri, sâmbătă, duminică, a dat voie să se deschizi la ora 8:30-9:00. Cred că anul ăsta o să fie așa, dar la anul viitor cred o să fie mai bine. Așa am trecut. Da, nu, așa am spus eu, dar spun la toată lumea. Pleacă, se face vaccin. Dacă nu, o să fie nasol. În Israel deja este acolo, nu există corona. Oamenii pe stradă face fără mască. Fără masca, adică este libertate 100%. Șef, îți mulțumim mult de tot. Mersi frumos, și încă o dată salutări. Mersi frumos, mulțumesc. Mulțumim, mergem mai departe. Mersi.